școală, iar te joci cu fardurile mamei. Sunt gata. Observ ce v-a schimbat la mine? Nu. Mi-am prins părul într-o parte, chioară. Dar pe față ce ai? Pe față am o zâmbă de milioane. Și milioane de pete roșii. Tu nu te-ai văzut în oglindă? Nu, cu oglinda s-a aburit de la apa caldă. Stai să mă uit. Tot scarpin. Am și eu coșuri pe burtă. Astea nu sunt coșuri, deșteaptă. Ne-a mâncat un băianjă în somn. Pe tine pe burtă, iar pe mine pe față. Normal. Te-a văzut la față și te-a confundat cu un gândac. Nu te lua de fața mea, că s-a luat destul băianjenul. Cereți scuze. Scuze. Un gândac cu un zâmbet de milioane. Lasă că ți-arăt eu. A venit Bianca să ne ia. Nu pot să mă bat ca marcuri. Bună, fetelor! Bună! Bună! Se uită ce te urmă la mine pe stradă. Parcă aș avea ceva pe față. Ca Diana. Astea nu sunt coșuri. Nu e nici păianjen. E epidemie de varicelă. Mulțumesc, dar colega ta Laura n-a venit încă. E și pentru ea o bomboană. La mulți ani și să fii sănătoasă. Mulțumesc la fel, dar Bianca lipsește azi. Și Diana, și doamna profesoară. Unde sunt cu toții? Sta acasă și dorm, am venit ca Fred la școală. Azi e sâmbătă, acum mi-am dat seama, am venit noi ca amețiții. Treci înapoi în bancă, azi e marți. Aproape. Ah, știu, azi e ziua națională a României. Mă duc să vă parada militar. Amețitule, ziua națională a fost în decembrie, acum 3 luni. Și ce dacă poate ia? Ziua națională e doar o dată pe an, din păcate. O fi început vacanța de vară. E încă primăvară. Atunci Paștele, mă duc acasă, văd dacă a venit iepurașul. Dacă a venit, dă-i două palme. Cum să dau un iepuraș? Dă-i ca să-și vină abia la viitoare Paștele. Atunci chiar nu mai înțeleg. De ce lipsesc atâția colegi? Vorbești cu gura plină, nu se înțelege nimic. Termină de mestecat fularul și mai zi o dată. În școală este epidemie de varicelă, de asta lipsesc colegii noștri și doamna profesoară. Este, mă, prof, are varicelă! Hai toată lumea acasă! Dar directoarea hotărât că orele sunt foarte importante, așa că ne va trimite un profesor care să înlocuiască pe doamna profesoară. Și dacă ne îmbolnăvim și noi? Eu sâmbătă îmi serbe ziua, nu pot să mă îmbolnăvesc tocmai acum. Nu vă apropie să vă bine gândați virusul, să vă trebuie stanță între noi, toată lumea. Vreau și eu să fac un mic anunț. Sâmbătă sunteți invitați în ziua mea. Trebuie să venim îmbrăcați cumva anume. Da, fără bube. Stai, unde fii? Vreau să te pup, că n-am apucat încă să zic la mulți ani. Și dacă ai deja varicelă, pupă-mă în aer. Nu lipești obraz? Nu, că varicela se transmite și prin calea aerului. Veniți încoa. Acum piață. Și dacă luăm varicele unii de la alții? Dacă luăm, știi ce o să se întâmple? O să stăm frumos acasă, o să dormim până la prânz, o să ne jucăm pe calculator și nu o să avem nicio temă de făcut. Înțelegeți ce vreau să spun? Trebuie să luăm varicele. Lăsați-ne să intrăm! Nu, că suntem contagioase! Care este acolo? Bianca, tu ce cauți aici? M-a băgat mama în carantină ca să nu-i dau și la sora mea varicelul. Bianca, fii drăguță și deschide ușa. Vrem doar să te îmbrățișăm pentru că suntem alături de tine în aceste clipe grele. Nu, pentru că dacă mă îmbrățișați, sigur luați varicelul. Asta și vrem, toanto, ca să scăpăm și noi de școală. Deschide odată. Fetelor, uite cum facem. Deschideți ușa, tușiți de câteva ori pe noi și vă lăsăm în pace. Nu vreau să vă am pe conștiință, nu deschid. Am o idee, nu trebuie să avem contact direct cu ele ca să luăm boala.
E suficient să intrăm în contact cu lucruri pe care ele le-au atins. Corect. De exemplu, această clanță este probabil plină cu varicelă. Ce faci, mă? Te-ai îndrăgostit de ușă? Pup clanța ca să ia varicelă. Păi și noi cum ai luăm? Pupați-o și voi, că mai v-am lăsat puțină varicelă. Cum să pupăm clanța după tine? Scârbosule. Tu de ce te speli pe dinți acum? Nu e periuța mea, e a lor, o folosesc ca să ia varicelă. Fetelor, acum e periuța cea roz. Cât trebuie să-i mulțumesc pentru varicelă, Laurei sau Dianei? Iar bunică-mi, periuțele noastre sunt aici. Spune măcar că bunica ta a făcut varicelă. A făcut. Acum 60 de ani. Mi-e rău. Plecați odată, că am nevoie la baie. Plecăm, în sănătoșire grabnică. Ce bine, sfârșit. Te-ai să te pun și pe tine. Și pe tine. Ne vedem în câteva zile când vom fi bolnavi cu toții. Și gata. Acum mă scărcinați voi pe mine. Vreau și eu să joc șeptica. Uite, pot. Nu poți să joci cu mănușile de bucătărie. Atunci dă-mi-ne jos. Promit să nu mă scarpin. Decât puțin. O dată maxim de 200 de ori. Pentru că tu te scarpi în casă sălbatică și îți faci răni. Vrei să-ți rămână semne? Orice! Numai să scap de mâncărimi! Vorbesc cu Dariana și Bradley pe Messenger. Au luat și ei varicela până la urmă. Bradley zice că are bube și în gură. De la pupat cleanță, așa îi trebuie. Lasă-mă și pe mine să vorbesc cu ei pe Messenger. Cum mă chinuiți cu mănușile astea? Pe Jivgoh, în ce limbă scrii tu acolo? Oprește-te! Nu vezi că nu poți să faci nimic cu mănușile de bucătărie? Ai reușit să închizi messengerul, bravo! Oare Alexandra și lor fi luat și ei varicela? Oho, sunt sigură că au o formă gravă, cu febră mare care îi ține la pat departe de școală. Înger îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, de școală mă ocrotește și de varicela mă îmbolnăvește. Amin. Voi te-ați scăpat? Înseamnă că ați avut deja varicelă și nu mai aveți cum să faceți. Oh. Dar să nu uitați, sâmbătă e ziua mea. Va veni multă lume. Voi fi eu, voi doi și atât. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la dorință. Hai, nu fii tristă tocmai de ziua ta. Hai să desfaci cadourile. Ăsta e de la mine. Îți place? Uită-te pe gaura cheii. Sau, pot eu să te deschid. E o rochiță albastră și are două buzunare. Păcat că nu pot să o probez. Să lăsăm cadourile, ți le dăm altă dată. Corect. Haideți mai bine să mâncăm tortul. Vrei să ne dea feliile tot prin gaura cheii? Nu putem ține petrecerea în felul ăsta. Haideți să o amânăm pentru când vom fi toți sănătoși. Stați! Până la urmă mi s-a îndeplinit dorința. Am făcut și eu varicelă. Să înceapă petrecerea buboșilor! Yeah!
1, 2, 3.